Știți ce vreau să vă mai spun? Când eram mic, mi-aduc aminte cu drag tot timpul de mama. De mama cel mai mult mi-aduc aminte cu drag, pentru că ea mă lua și mă ducea la biserică. Ajungeam la biserică și când vedeam, eu când eram mic mergeam într-o biserică penticostală. Nu asta contează, să-L iubim pe Dumnezeu, asta contează. Că sunt penticostal care nu prea iubesc pe Dumnezeu și ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât iubim denominațiunile și cultele noastre. Și Dumnezeu să ne ajute să se vadă în noi că dragostea asta despre care vorbim aici se vede și afară, pe stradă, la metrou sau unde mergem să vorbim despre Dumnezeu. Știți, Domnul Iisus Hristos când a venit nu s-a dus în templu, în Sfânta Sfintelor, să stea acolo și să spună eu sunt Fiul lui Dumnezeu, veniți aici în Sfânta Sfintelor. Nu. Domnul Iisus Hristos a luat haină de rob și s-a coborât în părțile cele mai de jos ale pământului să le arate tuturor că Fiul lui Dumnezeu s-a coborât pe pământ să împace pământul cu cerul. Binecuvântat să fie numele Lui. S-a dus printre cei mai periculoși oameni, printre oamenii suferinți, s-a dus la un moment dat undeva într-un cimitir unde erau doi sau unul din evanghelii, evangheliști relatează că au fost unul sau că au fost doi îndrăciți, nu asta contează, dar s-a dus în cimitir acolo printre acești oameni posedați să ducă o fărâmă de speranță, să-i elibereze și să le arate tuturor că Iisus Hristos este Domn peste toate problemele noastre. Binecuvântat să fie numele Lui. Alergăm în viață de multe ori și ne dorim fericirea. Alergăm în viață și ne dorim să ne împlinim sufletul. Alergăm în viață și ne preocupăm timpul cu multe lucruri pe care le vedem în lumea aceasta, dar s-ar putea ca la un moment dat să ne trezim cum am trezit eu la 24 de ani, campion, într-o biserică, în prezența unui Dumnezeu sfânt. Și atunci m-am uitat în pumnii mei și mi-am dat seama că am strâns doar speranțe false în pumni. Și așa s-a mai născut și acest cântec care se numește Privește în sus. Să ne ajute Dumnezeu ca de acum înainte, dacă n-am trăit cum a trebuit, să trăim frumos în așa fel încât în fiecare zi, când ne uităm în urmă, să ne uităm cu bucurie și nu cu frică, știind că într-o zi vom da socoteală de viața pe care am trăit-o pe pământul acesta. N-am venit să vă întristez, dar există o întristare care duce la viață. O întristare cu care i-a întristat și Apostolul Pavel pe Corinteni și mi-aș dori ca prin cântecele acestea Dumnezeu să ne întristeze în așa fel încât să plecăm de aici cu o dorință mult mai mare de a face voia lui Dumnezeu. Privește acum la tot ce ai strâns în pumnii tăi, la ce ai iubit și ți-ai dat seama totul are un sfârșit. De ce ai lăsat în urmă, nu ești mulțumit. Privește în sus.
facem pași grăbiți înspre abis. Ai vrea să crezi că totul este doar un vis, pe care zorii unei dimineți l-au stins. Tu stai și plângi și nu știi unde vrei să mergi, sufletul strângi și nu știi ce drum să alegi. Privește-n sus, privește dincolo de noi, că-și doar Iisus îți poate da ajutor. Tu stai și plângi și nu știi unde vrei să mergi, sufletul strângi și nu știi ce drum să alegi. Privește sus, privește dincolo de noi, că-și doar Iisus îți poate da. Și nu știi unde vrei să mergi, sufletul sfrângi și nu știi ce drum să alegi. Privește sus, privește dincolo de noi, că-și doar Iisus îți poate da Într-o dimineață stăteam în sufrageria apartamentului unde locuiam atunci și ascultam un ghitaj la o cântare pe care am scris-o mai de mult și, bineînțeles, vocea principală e vocea Florinei. Eu mi-am dorit de mic să cânt și să predic. Taică m-a dus la sport, am făcut sport. Acum consider că m-am întors la origini. Mai falsez eu câteodată, mai dau cu stângul în dreptul, dar nu asta e problema. Problema că am o inimă bună și vreau să-L laud pe Dumnezeu. Am scris un cântec care se numește Îmi cer iertare și când ascultam ghitajul, eu mă trezesc dimineața și am un timp cu Dumnezeu. Mi-am pus căștile mari pe urechi, soția mea dormea și am început să ascult ghitajul. În timp ce l-ascultam, am început să plâng, că m-am simțit din nou păcătos și m-am trezit la un moment dat, stăteam pe canapea întins și plângeam. Și m-am trezit că a venit soția mea și m-a întrebat, ce-i Alin? De ce plângi? Și am zis, Flori, du-te și mai lasă-mă puțin ca te bine să plângi în prezența lui Dumnezeu. Vom cânta cântecul acesta care se numește Îmi cer iertare.
strâng la pieptul tău, nici când să nu mă lași singur să rămân. Să nu mă lași, îmi cer iertare, Domnul meu, îmi cer iertare, azi vreau să mă strâng la pieptul tău, nici când să nu mă lași singur să rămân. Să nu mă lași, vin la tine și-mi doresc pentru tine să trăiesc, pe genunchi mă dăruiesc, iertare să primesc. Vin la tine și-mi doresc pentru tine să trăiesc, pe genunchi mă dăruiesc, iertare să primesc. Îmi cer iertare, Domnul meu, îmi cer iertare azi, vreau să mă strâng la pieptul tău, nici când să nu mă lași singur să Ce se întâmplă după ce îți cere tare? Mai vine și bucuria, nu? Slavă Domnului! Și nu e nimic mai frumos decât să experimentezi bucuria mântuirii. Doamne, de când sunt cu Tine, am tot ce-mi doresc, iubire curată. Alerg printre spini, la cruce să vin, să-ți dau viața toată. Simt iubirea Ta. Din inimă te voi lăuda mereu.
lagăr de concentrare următoarele gânduri scrise de un evreu care urma să meargă la moarte. Scria el acolo următoarele lucruri: eu cred că există Dumnezeu, chiar dacă uneori nu vorbește. Eu cred că există soare, chiar dacă uneori nu strălucește. Și Dumnezeu să dea soare mai mult în Anglia. Și eu cred în dragoste, chiar dacă uneori nu o simt. Inspirat de aceste gânduri, am scris și eu un cântec care se numește Eu cred în El, orice ar fi. Să ne ajute Dumnezeu să fim cu El și aici, și aici pe pământ și în veșnicii.
Hai ca să nu adormiți, ridicați-vă, vă rog, puțin pe picioare. Nu vă spun ca un vorbitor, ci ca un antrenor de gimnastică, că activitatea fizică e foarte bună. Eu vreau să citesc din Psalmul 4 câteva versete, începând cu versetul 6. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Amin. Vă rog să luați loc. Mai bine v-ați mai înviorat puțin. Nu știu dacă mai am nevoie de ecou. Se aude puțin cu ecou, nu? Se aude un pic, nu? Să nu fie obositor pentru voi. Nu o să vă țin mult, promit. Dar rog pe Dumnezeu să coboare Duhul Sfânt peste noi în seara aceasta. Să plecăm toți schimbați de aici și toți motivați de Cuvântul lui Dumnezeu. V-am zis mai devreme că eu m-am născut într-o familie. Mai mult, dacă poți să scoți, te rog. Încă este efect. M-am născut într-o familie mare, la Reșița. 14 copii. 7 fete, 7 băieți. Eu am fost al 10-lea, un fel de Hagi. Au fost momente frumoase în copilărie. Mi-aduc aminte cu drag de momentele acestea. V-am zis, mi-aduc aminte cu drag de momentele când mergeam cu maică-mea la biserică, când vedeam un predicator înflăcărat, închideam ochii și îmi spuneam că într-o zi o să ajung și eu predicator. Numai că taică-mi s-a uitat la mine și când m-a văzut așa ciudat, când m-a văzut că eu ies în fața blocului și mă uit la furnică și mă întreb de ce care o greutate mai mare în spinar decât este ea, furnica, dar cum s-a uitat la mine și îmi scrie, copilul ăsta e puțin sărit de pe fix. Aia de la bloc se uitau la mine, nu puteau să mă înțeleagă mie. Când veneau și îmi spuneau despre Bruce Lee, că se uitau la filme de acțiune în perioada aceea, înainte de 90, pe mine mă plictiseau discuțiile astea. Și preferam să merg în casă cu mama mea și să cânt din caietul de cântări. Nu pot să mai scos din efectul ăsta, că să-l lași normal, cât se poate de normal. Sau, pentru voi e bine? E ok? E ok așa. Oh, e prea mult. Mai scoate, scoate. Mai, ok. Când m-a văzut taică-mea așa moale, a zis, băi băiatule, păi tu o să ieși în societate, zici, o să dea lumea cu tine de pământ. Tu crezi că o să poți stai în picioare să le povestești gestura despre Iisus Hristos? Tatăl meu a fost necredincios o perioadă bună din viață. Stai liniștit, mă, că nu o să poți să reziști tu cu atitudinea asta umilă. Vezi de treabă, m-am dus la sport, că era bun prieten cu antrenorul de la sport și acolo când am intrat în sală mi-am dat seama că intru într-o lume cu totul diferită. Ieșeam din comunism în anul 90, tatăl meu m-a dus să fac gimnastică de performanță și când am intrat în sală, eu până atunci mergeam la biserică, auzeam despre bunătate, despre dragoste, despre îngăduință și când am intrat în sala de gimnastică și am văzut pe antrenori duri, oameni care nu credeau în Dumnezeu, majoritatea din ei, mi-a zis, băi, deci eu sunt într-o cu tot o altă lume. Eu cred că am ajuns la cuvintele tatălui meu să-mi dau seama că nu știu dacă o să rezist eu printre ei. Au trecut ani, am progresat foarte mult din punct de vedere profesional. La 14 ani deja eram selectat la lotul național de juniori. Eram declarat cel mai bun junior din țară. Mai vreau să vă spun un lucru. Mergeam acasă, taică-mi a fost un om așa mai dur, dorea să ne ajute să ne dezvoltăm foarte bine din toate punctele de vedere, numai că la el legea Duhului de viață nu avea nicio putere asupra lui, el spunea că legea pumnului în viață te ajută cel mai mult și apoi taică-mi ne-a educat în sensul acesta cu multă bătaie. În momentul în care am început să iau foarte multă bătaie, am început să mă interiorizez, am început să devin frustrat, am început să nu mai găsesc locul în lumea aceasta, am început să nu mă mai pot bucura de satisfacție, am început să mă maturizez forțat pentru că mergeam acasă unde luam bătaie, mergeam la sală unde luam bătaie și puneam foarte multe semne de întrebare. Veneam, la 14 ani am venit acasă cu 7 medalii la gât. Câți părinți n-ați dori ca fiul dumneavoastră să vină de la o competiție cu 7 medalii, dintre care 5 de aur, una de argint și una de bronz. Și când m-am dus acasă la taică-miu, taică-miu mi-a zis, de ce ai luat-o mă pe aia de bronz? N-ai mai putut să stai concentrat 5 minute. Și am zis, băi, tată, ca să mă întreb tu, de-aia am luat-o pe aia de bronz. Pe alea 5 de aur nu le-ai văzut. Numai pe aia de bronz. Perfecționist. Tatăl meu a fost un perfecționist, dar un om cu calități extraordinare, un om pe care îl iubesc din toată inima și un om cu care mă înțeleg dumnezeiește astăzi. Slavă Domnului că asta numai Dumnezeu a putut să facă.
Antrenorii de la sală s-au comportat foarte urât cu noi. Unul din ei, la lotul național de junior, m-a scos afară de la antrenamente, fără să fac nimic, și mi-a zis: Alin, ce Alin? Mi-a zis: tu, afară de la antrenamente. Și am întrebat de ce. Și am zis: dacă am greșit, vă rog frumos să mă iertați. Și el a zis: nu, tu ești afară de la antrenamente pentru că eu nu fac antrenamente pentru pocăiți. 14 ani. Eram în momentul în care îmi puneam foarte multe semne de întrebare. Eram în momentul în care am luat atâta bătaie încât îmi doream foarte mult să refulez, adică să mă exteriorizez și eu, să devin și eu dur, așa, să-mi fac și eu dreptate cu pumnul, cum mă învățau și prietenii mei de pe la bloc, de acolo, că era un anturaj nu tocmai bun. M-am săturat ca colegii mei de la sală să spună sectantul, pocăitul, un antrenor când m-a dus la gimnastică îmi spunea: eu știu pe ăștia, mă, ăștia sunt 14 copii. Ăștia credea să scară, nu se mai termină. Eu știu pe ăștia că merg la o sectă din America, nu știu, se sting luminile la ei în biserică și fac tot felul de prostii. Știți ce se spuneau despre noi, săraci de ei? Eu nu știu că la noi în biserică se aprind lumini. Că în mijlocul nostru se coboară Iisus Hristos, lumina lumii, binecuvântat să fie numele Lui. Și apropo, ca să mai încălzim puțin atmosfera, dacă spuneți amin sau slavă Domnului, nu o spuneți pentru mine, cine spune amin o spune pe, spre slava Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Nu suntem la mormântare, suntem într-un moment în care ne aducem aminte că moartea este biruită de Iisus Hristos și că El este viu în vecii vecilor și că El este Domn peste tot și peste toate, binecuvântat să fie numele Lui. N-am venit din România să merg atâta timp atât de obosit, că am venit foarte obosit la dumneavoastră, doar să stăm să ne uităm unii la alții. Am venit cu dorința să ne bucurăm în Hristos, să ne bucurăm în Duhul Sfânt, să plecăm de aici toți schimbați. Nu numai că am venit cu dorința, dar am venit și cu credința într-un Dumnezeu viu care poate să transforme vieți. Sunt 6 ani de când merg pe calea credinței și dacă e să mă uit la mine, n-am nicio putere să vin în fața dumneavoastră să mă laud cu ceva. Dar am cu ce să mă laud. Cu puterea învierii lui Iisus Hristos. Dacă mă laud cu ceva, mă laud cu harul lui Dumnezeu care de 6 ani mă poartă pe brațele Lui, care de 6 ani am văzut oameni care s-au ridicat din pulberea pământului, oameni care au vrut să se sinucidă s-au ridicat și astăzi mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul care dă viață. Binecuvântat să fie numele Lui. După ce m-a dat antrenorul afară de la antrenament, m-am dus, eram pe muntele Semenică în Reșița, m-am pus pe genunchi ca o oaie, așa, umilă. Și acolo am început să mă rog și am zis: Doamne, fă-l mai bun pe antrenorul ăsta, că nu prea mă suportă. Când era vorba să plecăm în străinătate, eu chiar dacă eram cel mai bun junior, el mă lăsa acasă. Înțelegeți dumneavoastră? Și am zis: Doamne, fă-l mai bun, dă-i o inimă mai bună, sensibilizează, fă ceva cu el, schimbă-l, mustră dacă trebuie să-l mustri. Și de unde? În momentele acelea mi-a venit un gând în minte și am zis eu: mai are rost să mă rog pentru el? Mai are rost să merg la biserică? Mai are rost să mă uit la mama mea care suferea foarte mult? O femeie credincioasă care a suferit atât de mult și îmi punea multe semne de întrebare. La un moment dat mă întreba: unde-i Dumnezeu ei? Că vorbește despre un Dumnezeu inexistent. Că mă uitam la ea majoritatea timpului bolnav, majoritatea timpului îl petrecea pe genunchi și îmi puneam foarte multe semne de întrebare. Dar o să vă spun eu că vestea bună vine la sfârșit. Și atunci am făcut cea mai rea alegere vieții mele. Spune în Romani 1 Pavel: fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Deci un om care nu-L păstrează pe Dumnezeu în mintea lui se prea poate să facă alegeri în viață care vor avea consecințe fatale. Se prea poate să aibă o minte blestemată. O familie care nu-L are în centrul ei pe Dumnezeu se prea poate să trăiască un blestem. O societate și o lume care nu-L mai vrea pe Dumnezeu în mijlocul ei se prea poate, și nu că se prea poate, pentru că Ioan Apostolul Iubire spune că toată lumea zace în cel rău. Și a zăcea înseamnă a sta neîmprospătat de mult timp, și Dumnezeu să ne împrospăteze și pe noi în seara aceasta și să ne ajute ca prin noi să împrospăteze și lumea de afară. Lumea de afară are nevoie de Iisus Hristos. Lumea de afară n-are nevoie de atâtea vorbe goale. Lumea de afară are nevoie să vadă în noi puterea învierii lui Iisus Hristos. În momentul în care noi declarăm prin Duhul Sfânt că Iisus Hristos este Domnul vieții, să se și vadă în viața noastră, să se și vadă în cuvintele pe care noi le spunem. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu, că în seara aceasta eu cred că va face lucruri extraordinare prin Duhul Sfânt. Eu nu cred că vom pleca de aici așa cum am venit. Pentru că eu cred într-un Dumnezeu care nu m-a lăsat nici în cele mai grele momente din viața mea, cu atât mai mult în momentele în care am fost plin de bucurie. Eu cred într-un Dumnezeu care, dincolo de aspectul fizic, dincolo de dezvoltarea
intelectuală pe care avem, poziția socială și faima pe care avem, El este acela care își face prezența prin Duhul Sfânt și ne ajută să fim una în Hristos. Frați, în Hristos. Știți care a fost cea mai mare nebunie pe care am trăit-o în viață? În momentul în care m-am dus undeva în Bistrița, la o biserică undeva pe un deal, pe munte, nici nu știu ce era acolo, și erau vreo 40 de femei în vârstă. Și când antrenorii mei au văzut, unii dintre ei s-au uitat pe YouTube și au văzut că eu mă duc și predic undeva la sate și mi-au zis, tu nu ești normal, mă. Păi tu te duci cu babele, tu te duci cu oamenii aia care n-au ce face. Dar știți care e frumusețea? Că unde sunt doi sau trei strânși în numele Lui Iisus Hristos, El se coboară prin Duhul Sfânt. Prefer să merg toată viața mea cu babele și cu moșii și cu oamenii care vin în Biserica Lui Dumnezeu și își pleacă genunchii dorind să semene pe zi ce trece tot mai mult cu Iisus Hristos, decât să mă duc în hora lumii surde și să-mi pierd viața pe o nimica toată. Să mă trezesc la finalul alergării mele când dau cu capul de pereți. De ce? Pentru că n-am trăit pentru Iisus Hristos. Să mă trezesc la finalul vieții mele gândindu-mă că am fost popular, că am avut faimă, că am avut poziție în societate, dar să-mi presar țărână în cap. De ce? Pentru că n-am purtat în pieptul meu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l învățăm în seara aceasta este că noi purtăm două entități. Fie îl purtăm pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt, fie purtăm iadul în pieptul nostru. Eu vă spun din propria experiență că o perioadă de mai mult de 10 ani am purtat iadul în pieptul meu, pentru că în momentul în care am refuzat să-L mai păstrez pe Dumnezeu în cunoștința mea, eu n-am făcut altceva decât să mă arunc în brațele diavolului. Diavolul să-mi fure voința și să mă nenorocească. Să te trezești că la 6 ani tu visai cu Dumnezeu și vrei să devii predicator și să cânți, și să te trezești la 17 ani că tu nu mai ai gânduri cu Dumnezeu, tu nu mai ai vise să devii predicator, și că porți cuțit în buzunar, că te-ai coborât în partea cea mai de jos a societății, printre cei mai periculoși oameni din societate, oameni care au făcut crime și multe alte lucruri nenorocite, oameni care intrau în închisori și făceau tot felul de lucruri nenorocite. Te trezești că în loc să te dezvolți frumos, spune un proverb că un copilaș este ca un înger ale cărui aripi descresc pe măsură ce picioarele cresc. Și în loc să ne dezvoltăm tot mai frumos, să semănăm cu Iisus Hristos, te trezești la un moment dat că la 17 ani tu ai depresie de nu mai poți să dormi noaptea. Te trezești la 17 ani că tu asculți cele mai prostești manele care te fac să crezi că tu ești omul care a descoperit coada la prună și te duci în discotecă și te mai muțărești, ținești conștiința în alcool, te iei la bătaie cu toți oamenii crezând că tu ești cel mai puternic om. Dar de fapt nu ne dăm seama că în momentul acela noi suntem prinși de diavol, nu suntem altceva decât niște sclavi a unui stăpân crud care te bagă în depresie, care te face la un moment dat să te urci pe bloc, să te arunci de acolo, să spună că viața nu mai merită trăită. Nu faci altceva în momentul în care îl părăsești pe Dumnezeu decât să te aventurezi pe autostrada oamenilor nesupuși, acolo unde se duc toți oamenii și își pierd viața fără să se gândească un minut la existența lor. Pentru că cea mai mare realitate pe care o trăiesc cu oamenii pe pământ este că dincolo de viața aceasta există viață, există un Hristos înviat din morți, există un Dumnezeu care a creat cerurile și pământul. Sunt foarte mulți filozofi, oameni care au influențat omenirea, sute de milioane de oameni s-au dus după ei, dar în momentul morții le-a tremurat picioarele de frică, știți de ce? Pentru că au murit în timp ce căutau adevărul. Un singur om în istorie și Dumnezeu adevărat a avut curajul să îndrepte degetul către sine și să spună: Eu sunt adevărul și acela este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Putem să ne concentrăm mintea până ne ia foc în domeniul filozofiei, psihologiei, științelor, că vom lua foc, ne va lua creierul foc. Putem să-L descoperim pe Dumnezeu cum L-a descoperit Moise, într-o tufă, pentru că rugul acela era o tufă, un boscheț mic așa, pentru că Dumnezeu sfidează legile noastre. Noi îl căutăm pe Dumnezeu în cosmos și Dumnezeu se descoperă într-o biserică cu babe, cum spun oamenii din lume, acolo pe genunchi prin Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie numele Lui. Că nu-i nimic mai frumos în viață decât să spună oamenii despre tine că ești nebun pentru Hristos. Decât să-mi pierd echilibru emoțional în patim și în vicii la troaca porcilor, mai bine pierd echilibru emoțional mărturisind că Iisus Hristos este Domnul vieții. Amin. Mai bine să zică oamenii despre mine: uite mă, ăla e nebun, cum și zic unii din ei. Păi tu ți-ai pierdut popularitatea, mă, nebunule. Păi tu erai gimnast. Un profesor de la facultate mi-a zis: băi, Aline, băi, eu m-am așteptat la voi, de la voi la orice. Că după mine s-au mai pocăit încă 7 gimnaști. Și mi-a zis:
Numai la asta nu mă așteptam de la voi. Păi voi n-ați mai auzit de Charles Darwin? Voi n-ați zis că oamenii urcă pe lună? Voi mai mergeți cu credința asta oarbă? La domn profesor, eu m-am comportat irațional, adică nebunește o perioadă din viața mea. Dar niciodată atât de irațional încât să spun că strămoșii mei au fost niște maimuțoi. Teoria lui Charles Darwin. Conștiința mea întotdeauna mi-a spus că sunt creat de un Dumnezeu viu și adevărat, că El se va implica în viața mea și că mă întorc la Dumnezeu. Existența noastră nu e la voia întâmplării, dintr-un Big Bang, dintr-o gaură neagră. Gaură neagră au un cap cei care spun lucrul acesta. Eu cred că mintea noastră este binecuvântată de Dumnezeu și ne putem bucura, mici și mari, bogați și săraci, albi, negri, cum o fi, ne bucurăm că suntem frați în Hristos și că mergem înainte pe calea credinței, la finalul alergării, ne vom întâlni cu Iisus Hristos și ne vom bucura de tot ce am făcut pe pământul acesta. Căutăm fericirea, cei mai mulți dintre noi. Eu nu cred că este om pe pământul acesta care să nu caută fericirea. Este vreunul aici? Nu este niciun. Care nu. Fericirea nu găsim, fericirea nu găsim în bani, ne împlinește pentru moment. Banii ne împlinesc. Fericirea nu găsim în poziția socială, fericirea nu găsim în frumusețea exterioară, fericirea nu găsim cucerind lumea aceasta, fericirea vine din inima și din mâna lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Pentru că putem să cucerim lumea. Putem să urcăm pe podium, să ne cânte imnul și să stăm acolo aplaudându-ne oamenii, dar fericirea adevărată vine doar în momentul în care l-ai întâlnit pe Iisus Hristos. Asta e o nebunie. Ca în poziția asta, fie că stai în picioare, fie că stai pe genunchi, tu să te întâlnești cu Dumnezeu și nu pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere să fii cel mai fericit, ci în poziția aia pe genunchi, să fii cel mai fericit când se coboară Duhul Sfânt, te eliberează de patim, de vicii, de diavol, când îți spală conștiința în sângele Lui și ești un om liber. A fi robul lui Iisus Hristos este cea mai înaltă poziție pe care poate să o aibă un om. Și în viața voastră să nu vă mai rușinați să spuneți că sunteți robii lui Iisus Hristos. Pavel accentua, Petru accentua, Iacov accentua, Ioan accentua lucrul acesta. Pavel, roba lui Iisus Hristos. Petru, sclava lui Iisus Hristos. Iacov, sclava lui Iisus Hristos. Pentru că în momentul în care ești sclavul lui Hristos, adică robul lui Iisus Hristos, ești robul păstorului cel bun care te duce la ape de odihnă, îți înviorează sufletul, te povățuiește pe cărări drepte. Ești robul unui stăpân care te ajută să te dezvolți frumos, care nu te distruge. Ești liber de patim, de vicii și de diavol. Ești robul lui Iisus Hristos. Nu mai ai alt stăpân cruz. Și cel mai frumos lucru să știi că tu ești robul lui Iisus Hristos pe pământul acesta. Că m-am trezit la 17 ani, că umblu după mine numai cu deia de 2 metri cu mușchi, prin discoteci, că îmi fac de cap și mă cred cel mai tare și cel mai mare, că am depresii profunde, că îmi doresc mai mult să mor decât să mai trăiesc pe pământul acesta, că nu mai puteam să dorm noaptea, că mi-am distrus toate relațiile, că visam momentul în care să mă răzbun pe tatăl meu, nu mai apreciam pe mama mea, mă întorceam de la discotecă clătinat de alcool și o găseam la 3-4 dimineața în bucătărie, se ruga pentru mine și pentru sufletul, încă 14 copii care s-au pierdut în lume. Vreau să vă spun un lucru și să fiți foarte conștienți de ce vă spun. Consider că sunt în fața dumneavoastră ca un om prin care Dumnezeu vorbește. Și nu spun că eu sunt Alin Jivan și Dumnezeu vorbește prin mine. Că Dumnezeu vorbește și printr-un măgar, dacă vrea. Și dacă trebuie, eu sunt măgar în seara aceasta. Ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Suntem responsabili de viața pe care o trăim. Dacă îl scoatem afară pe Dumnezeu din mintea noastră, că de ce spun și accentuez lucrul acesta? S-ar putea să vă treziți și să ne trezim cum am trezit și eu și s-a trezit și tatăl meu la 60 de ani, știți ce a făcut? S-a trezit că a încercat să ne educe forțat, dar fără înțelepciunea lui Dumnezeu și a nenorocit familia. Și a nenorocit familia în așa fel încât o mamă a plâns toată 40 de ani să plângi pentru soțul tău să se întoarcă la Dumnezeu și pentru toți copiii tăi. Păi ăsta e un lucru extraordinar. Răul pe care noi îl facem în viață, și ascultați-mă bine, îl afectează pe aproapele nostru. Și aproapele nostru strigă la Dumnezeu după ajutor. Și Dumnezeu, care este un Dumnezeu drept, va face dreptate copiilor lui de pe pământ. Deci să trăim în așa fel încât să nu rănim pe nimeni niciodată. Binele pe care noi îl facem sau dreptatea pe care noi o trăim, îi ajută pe ceilalți din jurul nostru. Când m-am purtat irațional, mi-am dat seama că i-am furat dreptul mamei mele la a trăi o viață normală.
pentru că au trecut ani săraca numai cu lacrimi în ochi. În 2001 am fost selectat la Lotul Național de Seniori. Când am plecat în București, din Reșița, îmi venea să-mi smul părul din cap că îmi părăseam prieteni, gangsteri. Mi-a fost greu să mă despart de ei, că printre ei așa mult mi-au plăcut, că mă apreciau la maxim. Oameni care aveau probleme cu legea. În 2001, când am plecat din Reșița, cel mai bun amic al meu, ascultați-mă bine, a scos cuțitul într-o căierară la o discotecă și a omorât un om. Un altul care a plecat din corul bisericii, când a dat de bani, s-a dus în lume și l-a bătut pe bodyguardul unui discotec de l-a băgat în comă. Era să moară și ăla. Am văzut oameni care și-au nenorocit viața pe o nimica toată. Fără credința în Dumnezeu, trăim degeaba pe pământul acesta. Fără credința în Dumnezeu, spunea Petrețuțea, că nu suntem altceva decât niște animale raționale care venim de nicăieri și plecăm spre nicăieri. Păi tu, în momentul în care nu crezi în Dumnezeu, produci dezastru în jurul tău. Dar va veni o zi când vom sta față în față cu acela care a creat cerurile și pământul. Și îmi doresc ca în momentul acela să pot să stau cu demnitate, să pot să țin fruntea sus și mintea curățită în sângele lui Iisus Hristos, să-i sărut picioarele Domnului Iisus Hristos și spun: Doamne, îți mulțumesc că Tu m-ai scos din fundul mocirilei de acolo, m-ai scos din depresie, m-ai scos de la troaca porcilor, Doamne Dumnezeule, m-ai scos de acolo de unde nici nu gândeam niciodată. Îți mulțumesc că Tu mi-ai dat speranță, mi-ai curățit conștiința, mi-ai dat haina mântuirii, bucuria mântuirii și m-ai ajutat, Doamne, ca de 6 ani să merg pe calea Ta și să ajung în Londra să vă spun și vouă că Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Am ajuns la Lot în București, alt mediu. Oameni care mergeau, aveau altă poziție socială, artiști, vedete, cântăreți, mergeam cu ei. Vreau să vă spun că atât de frustrat am devenit în perioada aceea că nu mai acceptam niciun sfat. Și venea unul la mine și spunea: Dumnezeu o să-ți rupă mâinile și picioarele. Eu vreau să-i le rup eu lui când îmi zicea asta. Dacă nu te pocăiești, Dumnezeu o să te trimită în iad. Eu vreau să vă spun un lucru. Cunosc foarte bine extrema legalismului, pentru că am trecut pe acolo. Îl rog pe Dumnezeu să n-ajung niciodată să duc harul la desfrânare. Consider că un om care a gustat harul lui Dumnezeu este un om echilibrat. Să trăim în așa fel încât să nu cădem în extrema legalismului, dar nici să ducem harul lui Dumnezeu la desfrânare. Să găsim calea de mijloc. Să trăim în așa fel încât harul lui Dumnezeu să se vadă în toate acțiunile noastre și să dăm dovadă că suntem și oameni liberi. Pentru că un om care beneficiază de harul lui Dumnezeu, beneficiază de libertate, pentru că adevărul ne face liberi. Și adevărul este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Slavă Domnului. Amin. Să trăim frumos, în așa fel încât oamenii să-L vadă. Vorbeam despre legalism. Au fost oameni și sunt oameni care, din frică de a nu pierde și a nu păcătui, trăiesc dezastruos. Oscilează foarte mult, judecă foarte mult, nu încurajează. Eu sincer nu cred în oamenii aceștia, dar mă rog pentru ei. Eu cred, știți de ce sunt eu în seara aceasta cu voi? Dincolo de rugăciunile mamei mele, când m-am întors în 2005 la un campionat mondial, m-am întâlnit cu o bătrânică văduvă de 83 de ani într-un compartiment de tren. Eu nu mai acceptam sfaturi de la viață. Eu sunt genul de om care pe mine nu mă impresionează foarte multe lucruri. Știți ce mă impresionează pe mine? Când văd oameni că se duc la metrou și propovăduiesc pe Iisus Hristos. Că să stăm la amboane și să predicăm și să cântăm, asta putem să facem toți. În momentul în care ești umilit de toți oamenii pentru Iisus Hristos, atunci m-ai impresionat. Pe mine nu mă mai impresionează multe lucruri în viața asta. Mă impresionează oamenii care preferă să-și piardă echilibru și emoțional lăudându-L pe Dumnezeu. Acolo unde nu o face nimeni. În partea cea mai de jos. Un Dumnezeu plin de dragoste. Un Dumnezeu care se uită la tine și îți oferă șansă. Se uită la mine și mi-o oferă șansă. Dumnezeu mi-a trimis într-un compartiment de tren o bătrânică văduvă de 83 de ani. Eu mi-am luat niște reviste să mă uit la poze. Și după 5 minute s-a urcat în compartiment cu mine și i-am pus bagajele sus, s-a așezat pe bancheta din fața mea și știți ce a spus? Slăvit să fie Domnul. Știți ce am făcut eu? Am ascuns revistele, că am zis, femeia asta e pocăită. M-am uitat la ea și m-am uitat pe chipul ei. Se vedea pe chipul ei că e o femeie care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Mi-a zis: Alin, eu sunt pocăită. Eu de fiecare dată când plec de acasă mă rog lui Dumnezeu să-mi scoată în cale un suflet căruia să-i vorbesc despre dragostea lui Iisus Hristos.
Știți ce mi-a zis femeia asta? Alin, tu faci multe greșeli în viață, dar eu nu sunt în măsură să te judec pe tine. Vreau să spun un lucru. Iisus Hristos poate să facă din tine un om minunat. Voi știți că această bătrânică mi-a stricat mie sărbătorile de iarnă? Și voi știți că într-un fel sau altul, datorită acestei bătrânici, eu sunt în seara aceasta să vă vestesc minunile pe care Dumnezeu le face în viețile oamenilor. Nu Billy Graham, pe care îl iubesc și îl stimez foarte mult, o bătrânică. Fiecare dintre noi poate fi folositor în mâna lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi are importanță în ochii lui Dumnezeu. Indiferent, ne-am zis, poziție socială, aspect exterior, Dumnezeu lucrează prin cine vrea și cu cine vrea. Mai mult decât atât, Dumnezeu ia pe oamenii cei mai de jos, îi îmbracă cu puterea Lui și se, dacă pot să spun așa, se mândrește în cer că El a luat pe oameni de acolo de unde n-a mai putut să ia nimeni și le-a dat un viitor și o nădejde. Binecuvântat să fie numele Lui. Merg mai departe și mă apropii de încheiere, vreau să vă mai spun câteva lucruri. În 2006 am început să citesc foarte mult, încă fumam, eram ras în cap, cu cercei în urechi. 2006 am coborât de pe munte, pentru prima dată mi-a sunat mama și am zis, mami, vreau să spun un lucru, mami, te iubesc. Nu ți-am spus mami niciodată, că la noi în familie era absurd să-i spui mamei că o iubești, sau tatălui, sau să spui fraților tăi. Și am zis, mami, te iubesc, vreau să-ți aduc aminte de un lucru. I-am spus ce am împățit în tren cu femeia aceea, am zis că am început să citesc Scriptura și să plâng în timp ce citeam Scriptura. Și am zis, mami, să nu crezi că n-am ținut cont de momentele în care tu stăteai pe genunchi în bucătărie și te rugai pentru mine. M-a mustrat mult conștiința, mami, și îți mulțumesc azi că tu ai stat pe genunchi pentru sufletul meu. Mi-a trimis cărți, am început să citesc în 2006. A venit anul 2007 și un coleg care venea de la junior a zis, Alin, hai să mergem și noi la Bucăiți, la adunare. Și am zis, hai să mergem. Eram înaintea unui campionat mondial și am zis, hai la biserică. Mi-am dus la biserică, mi-am luat un tricou mulat, niște papuci în picioare, țigările în buzunar, ras în cap. M-am dus la biserică, peste 1500 de oameni acolo. Era o seară de evangelizare. Fratele Sergiu Nichescu își punea mărturia. Eu vreau să că pe mine nu mă impresionează multe, dar mărturia acestui om m-a impresionat până la lacrimi. Dar am zis, cum să plâng, frate? Că cu doi gimnaști, ăștia se duc la lot și o să zică plângăciosul. Plâns la pocăiță în biserică. Nu poți să plângi. Prostii putem să facem multe, dar știți cum sunt eu. Măcar lucrul acesta să-l învățați de la mine, transparența. Când îmi vine să plâng, plâng. Indiferent de ce zic oamenii. Când trebuie să mă bucur, mă bucur. Indiferent de ce zic oamenii. Plânsul, știți ce face? Ne curăță ochii de multe ori. Plânsul aduce pe Dumnezeu și ne face ochii frumoși. Când sora mea în Austria a trecut prin greutăți mari, atât de mari încât nu mai putea de plâns, fata ei s-a dus la ea și a zis, mami, de ce plângi? Putea să-i zică, știi, eu sunt după două divorțuri, nu mai știu de mine. Putea să-i zică copilului și a zis, nu, știi de ce plâng? Că plânsul face ochii frumoși. Da? Și zis, da. S-a dus a doua zi la școală și a strâns toate colegile și au început să plângă. Și au venit doamna învățătoare și a zis, măi, ce faci de ce plângi? Păi Diana, mama ei, a zis, a chemat-o pe sora mea la școală. Plânsul face ochii frumoși. În momentul în care Dumnezeu te cercetează și simți că dragostea lui este revărsată asupra ta, dă-i drumul și plângi. Pentru că noi nu trebuie să ținem cont în viață de ce spune stânga sau ce spune dreapta. Noi trebuie să ținem cont de ce spune Dumnezeu. Pentru că la finalul vieții noastre El ne va cântări, nu vecinul tău care toată viața o buși și o bătu joc de tine că tu ești pocăit. Nu nimic. La final se va vedea diferența între cei care au alergat pe calea credinței și cei care au râs de noi. Este un lucru extraordinar de important de care noi trebuie să ținem cont. Pavel spune, măi, voi despre care râde lumea, că v-ați lăsat de sport și vă duceți în bisericile alea sărăcăcioase și plângeți și n-aveți personalitate și n-aveți echilibru în viață. Voi nu știți că voi veți judeca lumea. Adică care voi? Voi care sunteți aici. Voi care vă luptați lupta cea bună a credinței. Voi care la finalul alergării doriți să aveți cununa neprihănirii pusă pe cap. Nu medalii la campionate mondiale și europene care se veșlejesc, ci cununa neprihănirii pe care a luat-o Pavel, toți apostolii și prorocii care au trăit înainte de noi. Asta e
ținta și scopul suprem al vieții mele, ca la finalul vieții să nu am regretul acela. Că știți ce-i viața? Viața nu-i decât o alergare spre mormântul acela rece și gol al regretului și al durerilor. Dar dacă în viața aceasta, în alergarea aceasta spre mormânt, n-am întâlnit jertfa Domnului Iisus Hristos și n-am întâlnit mormântul gol al lui Iisus Hristos, am trăit degeaba pe pământul acesta. Și regretul va fi cea mai mare durere sufletească pe care fiecare om o va avea dincolo de viața aceasta. Și să ne ajute Dumnezeu ca în fiecare moment al vieții să trăim atât de frumos și să ne cerem iertare dacă am greșit. Că și eu mai dau cu stângul în dreptul câteodată. Și eu mai, soția mea mă cunoaște cel mai bine. Că niciunul nu sunt perfect. Am momente în care îmi vine să-mi dau cu capul de pereți. Dar când îmi vine să dau cu capul de pereți, mă opresc, mă pun pe genunchi și cred într-un Dumnezeu care îmi dă putere să merg mai departe. Că niciunul dintre noi nu-i puternic și nu-i prea sfânt în așa fel încât să spună ca Apostolul Pavel că nu mai am nimic de condamnat în mine. Toți avem de condamnați. Eu stau în fața dumneavoastră ca un păcătos mântuit de Iisus Hristos. Ca un păcătos care trăiește prin Harul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Când am intrat în biserică acolo, eram angajat militar. Atunci eram SGV, soldat, gradat, voluntar. Astăzi sunt sergent, atât. După 8 ani, 9 ani, atât am progresat în domeniul acesta. Trecusem testul psihologic și vreau să vă spun un lucru. Acum eu nu știu ce sunteți, penticostali, baptiști. Dumnezeu vă cunoaște pe toți și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Când am intrat în biserică, după mărturia acelui om, mi-am dorit să plâng, dar n-am plâns. La final a luat păstorul microfonul și a zis: vreau să mă rog pentru toți aceia care trăiesc în păcat și departe de Dumnezeu. A zis: eu nu pot să fac nimic, dar îl rog pe Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt să vă cerceteze. Scriptura vorbește foarte mult despre Duhul Sfânt și despre revărsarea Duhului Sfânt. În momentele acelea, aveam 24 de ani, s-a coborât Duhul Sfânt peste mine și am început să plâng. Mi-am plecat fața în palme și, cum ați auzit cântecul acela, privește acum la tot ce ai strâns în pumnii tăi, la ce ai iubit și ți-ai dat seama, totul a rămas sfârșit. Deci ai lăsat în urmă, nu ești mulțumit. Atunci m-am uitat în arhiva vieții mele și mi-am dat seama că n-am nimic bun ce să-i dau lui Dumnezeu decât dezastru. Îmi doream să mă bat cu tatăl meu, nu mai respectam pe mama, mi-njuram antrenorii, mă băteam cu colegii, umblam la discotecă, am ajuns la poliție, eram la troaca porcilor, aveam depresii, trăiam ca un nemernic. Așa trăiam pe pământul acesta. Și a făcut o chemare în fața omul ăla și am zis: nu mă duc în față că o să afle presa și o să mă fac de râs. Și stau pe loc. Și am stat pe loc. S-au dus mulți oameni în față și s-au rugat pentru ei. Și am stat pe loc acolo și am făcut o rugăciune. După ce s-a terminat programul, și am zis: Doamne, dacă Tu vezi că sunt în biserică, fă-te rog frumos în așa fel, încât să nu plec afară, până nu mă duc să-mi predau și o viață în mâinile Tale. Păstorul a luat microfonul, nu mă vedea. 1,64 m am. Era un moment de închinare, toți ei erau giganți pentru mine. Eram și puțin claustrofob, mai ales că miroseam a tutun. Și a spus: știu că stai acolo. A zis: eu nu plec acasă, aici mai sunt suflete care trebuie să vină la Iisus Hristos. Știu că stai acolo și te gândești la ce spune stânga sau dreapta despre tine. Pe tine trebuie să te intereseze ce spune Iisus Hristos despre tine. Și apoi a spus: vino acasă. Când a zis vino acasă, cu picioarele ca de plumb, abia mi le-am desprins de pământ, am coborât încurajat de colegul din stânga, m-am dus în față, m-am pus în genunchi și am dat drumul inimii să plângă în prezența lui Dumnezeu. Când și-a pus păstorul la mâna pe capul meu, am simțit o putere care a intrat în mine. Puteți să-mi ziceți că sunt nebun, mă bucur de lucrul acesta. A intrat o putere care m-a eliberat, pur și simplu. Am simțit bucuria mântuirii, am simțit cum conștiința este curățită în sângele lui Iisus Hristos și am simțit o dragoste pe care n-am întâlnit-o nicăieri. Binecuvântat să fie Dumnezeu! M-a ridicat, m-a întrebat: te pocăiești? Plângeam de fericire. Ați mai auzit dumneavoastră în secolul 21 să mai plângă cineva de fericire? Plângeam de fericire. Am avut nopți și am nopți în care nu pot să dorm de fericire când văd cât de frumos lucrează Dumnezeu. Mai am și nopți în care mai plâng de tristețe, dar sunt bune și alea. Toate sunt bune în viață. Slavă Domnului! Atât de mult m-a motivat experiența aia, am ieșit afară, am dat cu țigările într-un gunoi și de atunci până acum nu fac altceva decât să mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul. Despre Billy Graham se spunea că cele mai dese cuvinte pe care le folosea într-o predică erau acestea: The Bible says, eu vreau să se spun la finalul vieții mele, că cele mai dese cuvinte pe care le-am spus când am vorbit, așa cum am știut eu, au fost acestea: Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui.
Vreau să vă spun încă câteva lucruri și închei. Richard Wurman spunea, închei, dar nu termin. În 2007, pe 2 decembrie, trebuia să iau botezul în apă. Taică mi-a făcut ceva urât acasă, nu vă mai zic ce. M-am enervat foarte tare. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, trebuie cumva disciplinat omul ăsta. Că o corecție merita, cum meritam și eu și poate mulți dintre noi care suntem în seara aceasta. Dar am zis, Doamne, eu m-am pocăit. Și vreau să fiu pocăit cu adevărat. Dă-mi putere să-L iubesc pe tatăl meu. Pe 2 decembrie am intrat în apa botezului. Pe 3 decembrie l-am sunat acasă. Eu nu mai vorbisem de mult cu el, eram certați. Și el mi-a răspuns și mi-a zis, ce vrei, mă? Și am stat în 24 de ani. Eu nu s-am spus niciodată că te iubesc. Iisus Hristos mi-a schimbat viața și vreau să spun că te iubesc din toată inima mea. Tati, n-am fost o familie pentru că n-am știut să fiu. Taică nu m-a încurajat niciodată. Niciodată. Acum mă încurajează. Se bucură și se mândrește că are un copil pocăit. Lucrează frumos Dumnezeu. La 60 de ani s-a trezit tatăl meu. Când m-am dus acasă, știți ce mi-a zis? Alin, am 60 de ani și am trăit ca un nebun. Dacă îmi pare rău de ceva, îmi pare rău că nu am fost credincios lui Dumnezeu. Că dacă eram credincios lui Dumnezeu, eram și tată pentru voi și soț pentru mama ta și om în societate. Te rog frumos să mă ierți. Ne-am îmbrățișat, ne-am pupat, ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat. Duhul Sfânt s-a coborât. Tatăl meu este un om nou. Nu l-am văzut în viața mea să plângă. Dar când i-am zis că îl iubesc la telefon, atunci a început să plângă și a spus și tata te iubește. Și mi-a închis telefonul. Anul trecut m-a sunat o soră de-a mea, nu-i mai dădeam niciodată șanse tatălui meu să se schimbe. Și știți ce mi-a zis? Alin, nu o să-ți vine să crești ce minune mare. Spune minunea. Tati și mami, pe stradă, de mână. În viața mea nu i-am văzut. La 60 de ani ca doi porumbei. Mai bătrân, dar porumbei. Slavă Domnului! Asta e o minune extraordinar de mare pentru mine. Să-mi văd părinții fericiți, să-mi văd frații cum se întorc la Dumnezeu. Pavel pentru neamul lui era în stare să-și dea viața. Eu pentru familia mea și pentru oameni nu știu dacă sunt în stare să-mi dau viața. Dar am o dorință arzătoare să-i văd pe toți mântuiți. Știți de ce? Pentru că e atât de frumos să trăiești cu Dumnezeu. Pentru că e atât de frumos să fii sub autoritatea unui Dumnezeu care te înalță, decât să fii la troaca porcilor. Și când mă gândesc că frații mei sunt chinuiți de tot felul de depresie și de durere, mă rog pentru ei ca Dumnezeu să-i întoarcă, să fim frați și să lăudăm pe Dumnezeu. S-au întors 7 gimnaști la lot. Când m-am pocăit, toți au zis, nebun, ți-ai pierdut minții, ce-i cu tine? Am început să citesc foarte mult. Vreau să vă spun că doi din colegii mei, în timp ce ne rugam într-o seară, s-a coborât Duhul Sfânt cu atât de mare putere. Îl rog pe Dumnezeu ca și în seara aceasta se coboară Duhul Sfânt peste noi, peste fiecare dintre noi, cu așa putere încât să ne îndrăgostim de Dumnezeu la maxim. S-a coborât și au început să plângă. La un moment dat au venit doi la mine în cameră, au zis că vreau să stea de vorbă, să stea de vorbă cu mine. La un moment dat m-am trezit că 10 în cameră și unul dintre ei mi-a zis, Alin, nu știu să mă rog. Nu știi? Ia spune-te pe genunchi că eu vorbesc despre un Dumnezeu viu. S-a pus pe genunchi și după 2 minute m-am uitat la el, știți ce făcea? Plângea în hohote și mărturisea că Iisus Hristos este Domnul. 7 din ei s-au botezat în apă. Unul din ei la un moment dat s-a urcat pe hotel și a vrut să se sinucidă. Astăzi este coleg cu mine la Institutul Teologic. Acesta a fost umplut cu Duhul Sfânt. Când l-a ridicat, i-a găsit antrenoarea pe genunchi, pe el și pe mai unul. Și le-a zis, voi doi afară din lotul național de gimnastică, că eu n-am nevoie de sectanță în lot. I-a dat afară și m-a sunat și eu zic, nebun, i-ai dus la biserici, de alea ai convertit? Și zic, nebunia asta e bună pentru că sufletul lor este salvat. Și ei trăiesc într-un mod extraordinar de frumos acum. Au făcut ședință cu părinții, cu preoți și așa mai departe. Și l-a ridicat în picioare pe acesta care a vrut să se sinucidă. Mircea Zamfir îl cheamă. Poate o să vă mărturisească el cândva. L-a ridicat în picioare și a spus, băiete, de azi înainte tu alegi ori sport, ori Hristos. Și l-a început să plângă și a spus, Doamnă, dumneavoastră știți că eu într-o zi am vrut să mă sinucid și că am căutat ajutor la oameni și că oamenii n-au putut să mă ajute. Și dumneavoastră știți că eu într-o zi m-am întâlnit cu Iisus Hristos și că Iisus Hristos m-a făcut bine. Puteți să mă dați afară, Doamnă, eu merg cu Iisus Hristos. Un cuplu de tineri, băiat și fată, care au trăit în păcat și au ales calea abstinenței până la căsătorie. Cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu? Și a spus, mă,
voi de ce trăiți mă așa? Mă trebuie că oamenii, toți oamenii te v-ați găsit, voi acum sfinții de pe pământ. Voi ce alegeți? Doamnă, în cuvântul lui Dumnezeu așa scrie, noi așa alegem și pe noi puteți să ne dați afară, noi mergem cu Iisus Hristos. Un alt coleg, când a venit antrenoarea în biserică, a ieșit din biserică și a făcut cruce și a zis că nu mai intră în viață într-o biserică de sectanți. Când a văzut ce se întâmplă la noi. Când l-a văzut pe colegul meu cum plânge, eu zic, băi băiatule, tu n-ai personalitate, mă, păi tu te duci și ridici zeci de spectatori, zeci de mii de spectatori la concursuri, că ești campion mondial și tu te duci să plângi în biserică cu săraci ăia. Tu nu vezi, mă, că numai tu și două babe mai urmesc calea asta? Și el a zis, Doamnă, eu și două babe înainte. Slăvit să fie Dumnezeu! Slavă Domnului! Ultimul coleg care s-a întors la Dumnezeu, de curând, un campion național la culturism, Dani. Știți cum s-a întors la Dumnezeu? Stătea acasă cu prietena lui, care este colegul cu soția mea de serviciu. Soția mea nu vorbește mult și eu mă bucur de multe ori chiar nu vorbește mult la serviciu, dar demonstrează, și Dumnezeu s-o binecuvinteze, demonstrează că are o dulceață în ea prin care oamenii vin și... Și eu am întrebat odată colega, tu unde tot te duci, mă, fată, fiecare weekend? Și am zis, măi, eu mă duc să cânt. Intră pe internet, atât eu zis. Și vezi ce cânt eu acolo. Și într-o seară, ei doi, colega ei și cu Dani, băiatul ăsta care a fost campion național la culturism, s-au certat și, cum sunt oamenii în lume, ea s-a dus la calculator și el stătea întins în pat. O intra pe YouTube și o căutat Alin și Florina și Vana. Florina și Vana, că pe ea o cunoștea. A văzut o cântare, două, o auzit și el din pat și-a pus mărturia și-a ascultat mărturia. La finalul mărturiei, amândoi plângeau și se rugau ca Dumnezeu să ierte. De 3 luni jumate, dacă nu greșesc, sunt întoși la Dumnezeu și trăiesc extraordinar de frumos. Al 7-lea gimnaz care sunt întors la Dumnezeu, când au auzit părinții lui, eu nu vă mai spun ce am trăit eu în momentele alea. Păi toți râdeau de mine. Când mergeam la masă, spuneau, parcă aveam lepră, așa fugeau toți de mine. O să nebunit, mă, ăsta, cu credința. Își pierde tinerețea cu lucruri de nimic. Așa spuneau. Al 7-lea, când s-a întors, s-a botezat anul trecut, în aprilie. Părinții lui n-au fost de acord. Și-a venit și mama lui, care era foarte bolnavă. Și când a văzut ce se întâmplă în biserică, a zis, Adi, ești pe drumul cel bun. După 2 luni, mama lui a murit la 48 de ani. Colegul meu putea să zică Alin, dar Dumnezeu nu putea să o vindece și pe ea. Știți ce a spus colegul meu? Alin, mama mea n-a murit. A plecat la Domnul. Pentru că există o diferență între a muri și a pleca la Domnul. Mama lui a plecat împăcată cu toți oamenii și împăcată cu Dumnezeu. Când bogatul a murit, s-a coborât în locuința morților. Când Lazar a murit, a fost luat de înger și dus în sânul lui Avram. Eu vă doresc tuturor și mie să nu murim și să plecăm la Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frate Dima, microfon. Să cântăm împreună ceva. Eu numai când mai vin cineva de frață așa cu care cânte, eu atunci să se pun și să cântăm împreună. Haideți să cântăm toți. Haideți să cântăm toți ceva. Să cântăm toți ceva și apoi să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere. Să ne ajute Dumnezeu să ne rugăm fierbinte și azi, și mâine, și toată viața cât om trăi pe pământul acesta. Să nu ne rușinăm că suntem credincioși, că e cel mai frumos lucru care ni se poate întâmpla pe pământul acesta. Noi ne apropiem de un eveniment foarte important. Spunea fratele mai devreme să păstrați ce aveți, zic că Dumnezeu să ne mai dea, că mai avem nevoie. Și să păstrăm din ce ne va da Dumnezeu și în seara asta și ce ne-a dat. Să trăim în așa fel încât, când va veni Iisus Hristos, să fim bine pregătiți, să putem să-L întâmpinăm, să nu vină ca un hoț. Haideți să cântăm ceva de vostru. Nu-i ceva de vostru. Haideți să cântăm cu toții la crucea de la Golgota. Doamne, vin să îngenunchez cu viața mea. Cristi, hai și tu. Haideți toți care cântați, veniți aici în față. Să cântăm cu toți, să demonstrăm că suntem frați în Hristos.
să lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrurile frumoase pe care El le face în viața noastră și pe care le-a făcut și în seara aceasta. Ionuț, haideți, cei care ați cântat în față, haideți, toți, haideți, haideți. Aveți aici? Acum o caut. Haideți să ne ridicăm în picioare să cântăm cu toți. Haideți, la crucea de la Golgota. Pe acest pământ. Sunt călător pe acest pământ. Nu fi tristă inima. Nu fi tristă inima. Doamne, trimite, Doamne, har din cer.
Haideți să mai cântăm un cântec. Ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Și atât de mult are Dumnezeu nevoie de noi să lucrăm ogorul acesta al lumii, să câștigăm pe oameni pentru împărăția Lui. Și să-i spune lui Dumnezeu în seara aceasta: Doamne, sunt aici, stau la dispoziția Ta, Doamne. Cheamă-mă, Te voi asculta. Și să ne cheme Dumnezeu și să ne trimite în lucrarea Lui, să facem lucruri mari cu Dumnezeul nostru. Ogoarele sunt gata de recoltă. Suntem noi sare! Suntem!